Bine v-am regăsit! Din nou marți seara, pentru o oră suntem împreună. De data aceasta în compania unei persoane care îmi este foarte dragă de ceva ani. Este vorba de Andreea Sherry, cum apare ea pe conturile de socializare. Te pup, Andreea, bine ai venit! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! În seara aceasta vom avea un live foarte interesant și să știți că denumirea live-ului mi-am asumat nașterile mele, chiar respect o realitate, realitatea Andreei Sherry la naștere. Andreea, în primul rând aș vrea să spui câteva lucruri despre tine. Cine ești? Ce faci? Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație, doamna Vania. A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut așa față în față. Vă mulțumesc încă o dată, sunt foarte fericită că am reușit să ne conectăm din nou. Sunt Andreea, am cunoscut-o pe doamna Vania în momentul când am rămas însărcinată prima dată. Am lucrat cu dânsa foarte mult, m-a ajutat, dar o să vă spun pe parcursul live-ului de ce am făcut cu dânsa. Momentan locuiesc în UK și lucrez cu mamele. Sunt un coach de mame, ajut mamele să treacă prin perioada grea pe care o au. În momentul când copilul, minunea lor, trece de la etapa de sugar la etapa de diversificare, îmbrățișez foarte mult noua medicină germană, lucrez foarte mult și cu ea și cu mamele cu care am început să lucrez. Îmi cresc copiii, sunt mompreneur, îmi cresc copiii, am timp de mine, am timp de familie și mă bucur că am venit acasă momentan. Deci, bine ai venit și acasă. Nu trăim niște vremuri prea ușoare, dar de fapt asta este la nivel global, așa că cine știe, poate totuși vom avea și zile bune în curând. Să sperăm. Într-adevăr. Acele apeluri la respectarea unor reguli împotriva acestui COVID să aibă sens și valoare în sufletul fiecăruia dintre noi, astfel încât să putem să facem niște pași înainte. Andreea, în primul rând am să încep prin a spune că tu ai fost o mare provocare pentru mine. N-ai știut asta pentru că eu în general lucrurile astea nu le spun gravidelor cu care intru în contact, dar în același timp, pentru o perioadă foarte lungă, ai fost un model pentru multe dintre gravidele și mamele din România. Pentru că eu pe tine te-am cunoscut la prima ta sarcină. Cât are acum fetița ta? Ingrid are 7 ani. A făcut Ingrid 7 ani. La... Și Matei urmează să facă 4. Bun. O să mai vorbim probabil despre ei. În primul rând, nu vreau să uit nici faptul că ai fost așa unul dintre modelele care m-au ajutat în structurarea conceptului meu, nașterea asumată, da, pot. Pentru că totdeauna atunci când ne apucăm să scriem ceva, sigur, există două căi. Una care ține de fantezie, de science fiction, sau pur și simplu fantezie, alta care ține de realitate, care pornește deja de la cazuri reale. Eu, prin natura a ceea ce vreau să dezvolt în acest concept, sigur că am pornit de la fapte reale și tu ai fost unul dintre modelele mele. Pentru că nașterea ta, dar și altor gravide ca și tine, m-au ajutat și
m-au inspirat să pătrund mai adânc în procesul nașterii decât o făcusem pentru mulți ani ca și moașă de spital. Și am început să înțeleg cu fiecare gravidă cu care lucram nașterea din ce în ce mai complex. Asta și urmarea feedback-ului după naștere. Chiar dacă participam sau chiar dacă nu participam la naștere, pentru că așa după cum ai auzit, conceptul meu înseamnă nașterea asumată. Îmi asum nașterea? Da, pot. Eu cred foarte mult în lucrul acesta și este și ceea ce în ultimii ani am încercat să insuflu din ce în ce mai mult gravidelor, astfel încât să nu se bazeze neapărat pe ceea ce poate să primească din partea personalului medical, din partea sistemului, cât să se bazeze foarte mult prin ceea ce ele pot, pentru că putând și știind să ceară, lucrurile capătă un sens extraordinar. Acum vin cu o întrebare. De ce o gravidă care dorește să-și asume nașterea o poate face cu liniște și pace în suflet, pe un fond al durerii, resimțită mult mai ușor, la un nivel chiar acceptabil? Încă nu vreau să-mi dai un răspuns, vreau să ascult și răspunsul meu și după aceea o să încercăm să discutăm, pentru că acolo nu mai există frică, ci doar acceptare. Corect. Și asumare. Și corpul nostru știe să ne ajute din plin într-un asemenea context, trimițând, zic eu așa, pragmatic, din perspectiva profesionistului, trimițând valuri de endorfine, hormon care s-au dovedit a fi de 200 de ori mai puternici decât morfina. Și trebuie să știe oricine că nașterea este momentul din viața noastră în care se secretă cea mai mare cantitate de endorfine. Deci corpul nostru este dispus să participe activ la această durere pe care să poată să o reducă până la punctul la care femeia să o accepte și să treacă prin ea. Dar atenție, asta nu înseamnă că pocnim din degete, spun îmi asum nașterea, da, pot și gata. Pot, nu, este ceva mult mai mult. Trebuie să ne înțelegem corpul și trebuie să știm să ne acceptăm și să ne ținem în control emoțiile. Și atunci chiar acea gravidă va putea să-și ducă nașterea. Deci, a fost așa ca un mic preambul pe care sunt sigură că ți l-ai asumat cumva, pentru că probabil că te-ai recunoscut în lucrurile pe care le-am spus și care sunt esențiale. Dacă vrei să adaugi ceva, cu multă plăcere te ascultăm. Vreau să spun pentru viitoarele mămici, este foarte important să înceapă să se documenteze de când sarcina are, eu știu, 4-5 săptămâni. Este ceea ce eu așa am făcut eu, pentru că acest lucru m-a ajutat foarte mult. Să știe foarte clar ce vor să facă și cum vor să nască. Recunosc, am găsit o foarte mare înțelegere și încredere în partenerul meu de viață. Cu siguranță, probabil dacă el nu m-ar fi ajutat și nu m-ar fi susținut, nu știu dacă aș fi putut 100% să fac ce am făcut. Adică, cumva îi datorez și lui acest cele două naștere ale mele. Dar ceea ce vreau să spun este că mamele au nevoie, au nevoie să se documenteze foarte, foarte temeinic, adică să citească, să caute păreri, să citească nu numai, să spunem, literatură de specialitate în limba română, să caute diverse variante, poate și în engleză, poate și în franceză, să vorbească cu alte mămici, cu mămici care au născut și în trecut, care nasc acum, cu mămici care și-au asumat nașterea, care au încercat poate să nască acasă și n-au reușit, sau cu mămici care au trecut prin experiențe mai puțin plăcute.
și să se gândească foarte clar ce vor ele să facă, ce vor pentru ele ca mame și cum vor să-și arate, cum vor să arate nașterea lor. Adică ce am făcut și pe mine m-a ajutat enorm de mult, este ca și cum mi-am proiectat cum vreau să arate nașterea. În capul meu, în fiecare seară, mă gândeam, vorbeam, uite, vreau să fie așa, vreau să nu vreau să mă doară, vreau să respir așa. M-au ajutat enorm de mult, enorm de mult exercițiile pe care le-am făcut cu dumneavoastră. M-a ajutat enorm de mult epinoul. Am făcut aproape în fiecare seară exerciții câte 10 minute cu epinoul. Și la prima naștere și la cea de-a doua naștere. În principiu, te-am să te întrerup puțin din două motive. În primul rând, pentru că noi practic ne-am întâlnit prima dată la în prima ta sarcină, când ai venit la mine să-ți pregătești perineul și să faci un curs de pregătire pentru naștere în apă, pentru că în acel moment voiai să naști în apă. Exact. Am vrut să nasc în apă. Ulterior, modul în care s-au petrecut cele două nașteri ale tale au fost total diferite, cel puțin de ceea ce ți-ai imaginat prima naștere, de ceea ce ți-ai imaginat prima dată, și aș vrea să ne povestești. Nu știu de amănunte despre cea de-a doua naștere și iarăși aș vrea să ne povestești. Deci sunt două lucruri foarte, foarte interesante, mai ales pentru peisajul din România, unde, din păcate, din punct de vedere legal, nașterea acasă nu este, cum să vă spun, nu este posibilă, cel puțin din perspectiva unui cadru medical, dacă ar vrea să participe, să fie alături de gravidă, este malpraxis, se poate solda cu un caz penal, așa că noi nu putem să facem lucrul acesta, deși sunt foarte multe femei care și-ar dori și, ca să nu exagerez, în ultimul timp, chiar odată cu, de acum câteva luni, de cât a început perioada cu COVID, am primit foarte multe telefoane de la gravide care își doreau să nască acasă. Cât de simplu și de ușor ar fi fost și pentru România dacă ar fi avut moașe și dacă ar fi lăsat ca lucrurile astea să se întâmple așa. La acel moment, Andreea, nu știam, te-aș fi contactat, nu știam că ești în Anglia, dar am citit documentele Colegiului Regal al Mașelor și alte documente scoase de Colegiul Obstetricienilor din Anglia și am constatat că, de pildă, ei erau de acord acolo unde nu toate moașele fuseseră mobilizate în spitale, pentru că și ei și-au mobilizat un număr mare în spitale, dar acolo unde n-a fost cazul, moașele puteau să meargă și să moșească acasă. Deci, hai să vedem cum a fost prima ta naștere în România. Că dacă ne-ai fi spus că ai născut în Anglia, poate n-ar fi fost chiar atât de palpitant. Da? Deci noi ne-am despărțit, cred că cu o săptămână înainte, în condițiile în care tu deja îți făcusești un contract cu o maternitate privată și numărai zilele până la naștere. Da, Andreea, te ascultăm. Am fost în felul următor. Inițial, am zis că voi naște, îmi doream să nasc în apă, gândindu-mă la momentul respectiv că este un moment care mă privește cumva pe mine și un moment de familie, să spun așa. Nu vroiam să fiu într-o sală cu lumină puternică, vroiam să fiu lăsată în pace, vroiam să pot să respir liniștită. M-am gândit că apa mă ajută. După care am simțit, pentru că am avut încredere în instinctul meu, și am simțit că nu mai vreau să nasc în apă. M-am dus și am vorbit cu partenerul meu și am spus, uite, eu nu vreau să nasc în apă, eu vreau să fac naștere Lotus. La momentul acela, în România, era o nebunie să te duci la orice maternitate, fiind ea și privată, să spui că vrei să faci naștere Lotus. Dar ce înseamnă nașterea Lotus, Andreea, pentru cele care nu știu sau n-au auzit? Ok. Nașterea Lotus este atunci când
placenta împreună cu cordonul umbilical rămâne atașată de buricul copilului până în momentul când cade singură. Adică iese copilul, mama ține copilul în brațe sau persoana care este lângă ea, urmând ca apoi să iasă și placenta, nu taie nimeni cordonul umbilical și placenta rămâne atașată de buricul copilului, de copil, până în momentul când aceasta cade singură, adică până când bontul umbilical se usucă și cade cu totul. Ne-am hotărât că vrem să facem naștere Lotus. Am început să ne informăm din nou, să citim, să dăm telefoane. Țin minte că am venit la un moment dat, am discutat și despre lucrul acesta. Nicio maternitate din țară nu ne-ar fi acceptat ca să facem acest lucru. Și atunci a fost un moment în care am luat decizia să nasc acasă. Nu mi-a fost niciodată teamă că mi se va întâmpla ceva rău. Nu m-am gândit niciun moment că mi se va putea întâmpla ceva rău mie sau copilului. Am avut o încredere în mine imensă că pot face acest lucru, că pot naște acasă și că pot face naștere Lotus. Făcusem destul de multe exerciții de respirație. Aveam o forță în mine, o încredere că așa se va întâmpla. Deși pentru toată lumea sau ar fi fost și în continuare, cu siguranță este o nebunie totală, mi-am asumat acest lucru, dovadă și faptul despre ce vorbim acum, despre asumarea nașterii. Și am reușit. Am avut încredere, repet, am avut încredere în mine, am știut cum să respir, am știut ce se poate întâmpla, aveam și un plan de backup, la modul că în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, aveam planul de backup și unde să mă duc, pentru că așa ne-am gândit, să fie just in case, se întâmplă ceva grav, dar atâta timp cât am avut încredere în mine și mi-am dorit acest lucru, nu mi s-a întâmplat absolut nimic. Și, repet, am avut și sprijinul partenerului. Vreau să vă spun că a fost așa un moment, nu știu dacă Andreea își mai aduce aminte, că așa undeva în zilele acelea când presupuneam că mă va suna soțul Andrei să-mi spună gata, a născut Andreea, chiar m-a sunat într-o dimineață când eu eram într-o întâlnire oficială, când am văzut Doru, am ieșit, am zis haide să răspund. Bine, Doru mi-a spus atunci, zice, Vania, încă nu se dezlipește placenta. La care eu zic, păi, spune-i medicului sau mașei de acolo, zic, da, când a născut? Păi, tocmai a născut, nu știu. Mă, zic, nu e o problemă, zic, dar spune-le lor. Păi, zice, nu, n-am cum să le spun că suntem acasă. Am înțevenit cu telefonul în mână și am zis, vedeți ce faceți, vezi dacă cumva pierde sânge sau nu e în ordine, vedeți ce decizie luați. În sfârșit, probabil că Andreea o să vă spună mai multe detalii, m-au mai sunat și după aceea am aflat că pentru că placenta nu s-a desprins, dar să știți că desprinderea placentei, timpul de desprindere la placentei poate să dureze și o jumătate de oră. Adică nu trebuie să se chiar și mai mult. Da, da, da. Nu se întâmplă asta de o regulă în spital. Nu te lasă atâta timp, da? Atunci, nu știu în ce context Doru și Andreea au decis că e mai bine să meargă la spital, dar ceea ce a fost foarte interesant este că atunci când de la neonatologie au vrut să vină, după ce au coborât din salvare și au ajuns sus și au vrut să vină să ia copilul lui Doru pentru cântărit, pentru nu știu ce, Doru a spus, copilul nostru nu are nimic, e roz, doarme, lăsați, că nu vreau în clipa asta să știu câte grame are în plus sau în minus. Iar pentru Andreea, iarăși a fost ceva extraordinar, mi-a spus după aceea,
i s-a cerut acordul să fie văzută, a fost de acord, a spus nu vreau consult intrauterin, era o manevră care înainte se făcea extraordinar de dureroasă și neplăcută și am avut surpriza neplăcută acum un an mergând la o conferință la Cluj să constat că prin orășelele și maternitățile mici din zona aceea încă se face această manevră care este absolut inumană, inumană pentru o femeie după naștere să-i faci controlul manual al cavității uterine. În sfârșit, Andrei a spus, sunt de acord să vă uitați, dar nu vreau, nu sunt de acord cu un consult în uter și marea mirare a acelui doctor care a văzut-o și care după aceea pe mine m-a pus, nu i-a mai spus Andrei într-o oarecare încurcătură, a fost că doctorul i-a spus, zice, de mult n-am mai văzut o femeie care să aibă un vagin atât de curat, n-avea niciun fel de fisură, totul era perfect, perineul, colul, la care i-a zis așa, modestă în felul ei, să-i mulțumiți fostei dumneavoastră moașe, doamna Vania. Toată lumea de acolo a înțeles foarte greșit că eu am fost la nașterea Andreei. O spun asta pentru că astăzi m-a contactat cineva care m-a întrebat dacă aș putea să merg la o naștere a ei acasă. I-am spus, intră să auzi ce spune Andreea, intră să auzi ce spun eu și atunci ai să știi ce părere am eu și ai să știi și ce decizie vrei tu să iei. Deci Andreea a fost foarte cinstită, dar oamenii au înțeles exact greșit. În condițiile în care eu n-am avut nici un aport, decât că Andreea a spus, mașa aceasta m-a învățat cum să-mi pregătesc perineul pentru naștere. Da, Andreea, spune dacă... Nu, exact așa a fost. S-a înțeles, la momentul respectiv, s-a înțeles greșit, pentru că am avut puterea unei leoaice și unei mame care... Când am ajuns atunci în spital și nu s-au purtat tocmai ok cu mine, dar, mă rog, am fost oarecum pregătită și pentru acest aspect, m-au tratat foarte urât, au vrut să, așa cum ați spus, să îmi facă diverse alte chestii, iar eu nu am acceptat, am dat semnătură pe propria răspundere. Am culmea, ce a mirat și mai tare este că eu am cerut ca să-mi iau placenta acasă. În fine, ideea este că tot ce am spus în momentul ăla a fost doar că nu am cuvinte să vă mulțumesc, că dacă nu erați, eu nu aș fi reușit să nasc acasă. Iar ei au interpretat în cu totul alt... Da. Din păcate. Andreea, uite, cineva te întreabă, Anca, zice, ce înseamnă un plan de backup, ambulanță sau urgență la spital, ceva de genul ăsta? Ce poți să... Nu, planul de backup a fost în felul următor. Am avut, a rămas în picioare contractul cu maternitatea privată, la care, cu care, practic, deci cu care încheiasem contractul, nu l-am anulat și mai aveam și varianta, o altă variantă de backup, spitalul universitar, pentru că eram foarte aproape la momentul respectiv de spitalul universitar și nu aveam altă variantă decât să mă urc în mașină și să merg la spital. Asta însemna pentru mine, asta însemna planul de backup. Bun, te-ai recuperat bine după această... Extrem de repede. Haideți să vedem cum a fost a doua naștere și chiar sunt foarte curioasă pentru că noi n-am mai avut timp. Am discutat atunci înainte puțin, dar n-am mai avut timp după aceea să îmi povestești cum a fost. Cum a fost cu a doua naștere? Știam că îți dorești să naști tot acasă, atât reținusem de la tine. Da, a fost... a fost ceva wow, ceva într-un mod, nu cred că pot exprima prin cuvinte cum a fost cea a doua naștere, la modul că nu am știut ce va fi, că voi avea fetiță sau băiat. Fetița mea mi-a spus, eu o să am un frățior pe care îl va chema Matei. Repet, nu am făcut ecografie, nu am făcut... Exact. Am spus ce este, nu contează, este oricum binevenit atâta timp cât minunea n-a ales pe noi să fim părinți.
Dar probabil că ai avut o sarcină în care te-ai simțit bine, pentru că dacă nu te-ai fi simțit bine, te-ai fi dus la un consult, nu? Sau... Corect, corect. Nu, m-am simțit bine. Dar în același timp, adică după ce am născut prima oară, mi-am schimbat complet alimentația, am început să fac exerciții foarte des, am folosit din nou epinou pentru tonifierea musculaturii, alergam, adică mi-am schimbat complet modul și stilul de viață. Fiind însărcinată, am început să ne tratăm în cazul în care am avut vreo afecțiune sau Ingrid ar fi avut ceva numai cu noua medicină germană. Nu îi fac absolut deloc reclamă, este ceva ce eu îmbrățișez, nu, și este ceea ce eu fac pentru familia mea. Iar am spus în felul următor. Stăteam seara în pat, în fiecare seară, vorbeam cu minunea din burtă, o rugam să vină noaptea, pentru că era și fetița cu mine, era și Ingrid cu mine în casă cu noi și în gândul meu mi-am zis, haide vino noaptea ca să poată să doarmă și eu să, pe mine să mă lase liniștită, să pot să fiu în travaliu și să nu mă deranjeze nimeni. Și stăteam și m-am rugat și am vorbit cu minunea din burtă și spuneam tot timpul, te rog să vii repede, te rog să vii în liniște, în pace, așa cum vrei tu să vii, eu te aștept. Am fost extrem de pozitivă. Mi-am dorit să fiu liniștită, mi-am dorit să fie așa un moment de familie doar pentru noi. Cât a durat, Andreea? 4 ore cu totul. Prima dată la fetiță? 10 ore. Bun. Hai, am ajuns la Matei. Și ce s-a întâmplat? Și eram extrem de pozitivă, respiram în continuu, a fost foarte intens de prima dată, contracțiile nu au fost ca la prima naștere treptate, ci pur și simplu dintr-o dată brusc, la intervale de mai puțin de un minut. Am simțit și am știut tot timpul, îl simțeam cum coboară, doar pentru faptul că am fost liniștită, am apucat să mă uit la, cred că, o jumătate dintr-un serial la care ne uitam noi la momentul respectiv, stând pe acea minge, după care am oprit filmul și am pus muzică, fetița dormea în continuare. Și am simțit să mă duc în baie, am simțit să mă așez pe vine și am împins de 2 ori și a ieșit. Matei. Dorul l-a prins în brațe, am stat pur liniștit, nu ne-a deranjat nimeni, lumină difuză, muzică pe fundal, Ingrid dormea în continuare, a fost ceva de vis. Am reușit să facem naștere Lotus. Imediat după ce a ieșit el, a ieșit și placenta, cred că la mai puțin de o jumătate de oră. Am pus-o frumos într-un vas. M-am spălat și ne-am dus și ne-am culcat. Și... Adică ai lăsat placenta atașată de copil? Da. 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 Pusă într-un vas lângă voi. Spune, de unde vine tradiția asta? Că știu că este un trip unde încă se practică nașterea Lotus. Da, într-adevăr, încă se practică. Nu mi-aduc aminte în momentul de față numele tribului. Decizia pentru care am vrut să facem naștere Lotus este datorită beneficiilor pe care le are. Iar la 3 zile... a căzut singură. Deci Bontu a căzut singur, nu s-a întâmplat absolut nimic. Da, l-ai lăsat pur și simplu fără să atârne, fără, într-o
Nu. Într-un vas de ceramică era, peste care după, la 12 ore am pus uleiuri esențiale de titri, de cuișoare, de... Nu mai știu ce am pus. Titri și cuișoare, oregano. Da. Și am mai pus rozmarin. Rozmarin plantă. Asta de ce? De ce? Ca să nu cumva să înceapă să, eu știu, să miroasă, să intre într-un anumit proces de... Ai dizolvat uleiurile în apă și ai pus apa acolo? Exact, sau... exact. Da, da, am pus, am făcut-o... Ai acoperit-o cu apă sau cum? Nu, nu, n-am acoperit-o cu apă, doar am dizolvat puțin uleiurile în... Parcă într-un... Exact, într-un pahar cu apă, am pus acolo, am turnat, după care am mai turnat câteva picături, da, de sigur, cuișoare, titri și oregano. Spune-mi așa, după ce a ieșit copilul și placenta, n-ai sângerat, ai fost ok, te-ai simțit uterul contractat, te-ai masat totuși? Da, am, Doru mi-a făcut masaj, vreo 10 minute. După care n-am mai avut absolut nicio problemă. Deci a fost... Andreea, aș vrea puțin să ne întoarcem. Să ne întoarcem așa în timp, chiar înainte de prima ta naștere, și să-mi spui ce știai tu despre cum se naște în maternitățile din România, în speță din București, că la momentul acela erai în București, în momentul în care ai rămas gravidă. Sau... nu știai nimic și ai început să investighezi. Nu știam foarte multe lucruri. Chiar nu știam foarte multe lucruri. Dar a fost ceva, am simțit acel ceva, a fost ca un instinct care mă tot împingea de la spate să mă duc să citesc, să mă duc să caut informații, să citesc foarte mult, parcă mă împingea ceva de la spate. N-am știut foarte multe lucruri. Ulterior, după ce am rămas însărcinată, după ce am făcut primele analize care au confirmat că sarcina este ok, pe care le-am făcut, da, la prima sarcină, eu având un fundal de două sarcini pierdute înainte, așa am simțit la momentul respectiv să fac acele analize și după ce m-am asigurat, să spun așa, într-un anumit fel că totul este ok cu sarcina respectivă, am început. Nu a fost deloc ușor, dar asta, repet, depinde foarte mult ce își dorește fiecare mămică. Ce concluzii ai tras? Bun, ai aflat ce se întâmplă în maternități, în maternitățile de stat, în maternitățile private. Care au fost concluziile tale și ce te-a determinat până la urmă să decizi? Nu am fost mulțumită pe deplin de ce am găsit. Zine așa, câteva chestii. Ce auzisești tu despre cum se naște într-o maternitate de stat în București? În primul rând, eu îmi doream să fiu lăsată în pace. Corect. Și îmi doream să, adică la modul să nu fie, să nu intervină cineva și să mă oblige să, de exemplu, să mă urc pe acel scaun. Mie mi s-a părut normal și firesc să stau pe vine, forța gravitațională care împinge copilul să iasă. Nu vroiam să-mi ia cineva copilul de lângă mine după ce îl nasc, vroiam să stea pe piept, să stea să se urce ora aceea magică despre care probabil toate viitoarele mămici știu, ora magică de a veni și acel crawl pe care îl face copilul până ajunge la sân. Eu îmi doream toate lucrurile acestea. Acum, să ne înțelegem, vorbim de acum 7 ani de zile. Eu, sincer, nu știu cum este în momentul de față. Adică, mămicile care ne privesc să înțeleagă acest lucru, că eu vorbesc de acum 7 ani. Știi ce aș vrea să ne mai spui apropo de acum 7 ani? Care este background-ul tău educațional? Să se înțeleagă foarte clar că ești o persoană educată, așa cum ai spus, te-ai informat foarte mult. Deci ce background educațional ai? Cu ce am făcut științe politice și am un master în economie la SNSPA. Am înțeles. Asta am făcut, dar...
după prima naștere, practic, cum să spun, odată cu prima naștere, parcă a fost așa un... Asta a schimbat total. Exact. Deci asta a schimbat total. Nu fac în momentul de față nimic din ce am învățat înainte de copil, să spun așa. Am început să citesc extraordinar de mult, mi-am luat câteva diplome, am făcut un curs de nutriție, am o altă diplomă pentru șef rovegan. Deci prima naștere m-a schimbat complet. Deci, pentru tine, experiența celor două nașteri, pentru că sunt convinsă că și cea de-a doua naștere a venit cu câteva lucruri, deci experiența celor două nașteri a generat niște schimbări chiar majore. Radicale. Te știu radicale. Eu, nu-mi venea cuvântul. Radicale, adică cine exact. Te-a cunoscut înainte și după aceea te-au întâlnit după al doilea copil, probabil că nu le venea să creadă cine exact, era exact. Și ce făcea Andreea. Da? Exact, așa este, da. Ce sfat ai da unei gravide care oscilează în decizia legată de modalitatea de a naște? Să aibă încredere în instinctul ei de mamă și să se gândească la ea și la minunea care vine, să aibă puterea și, practic, cu puterea minții să-și creioneze și să-și vadă propria naștere. Aici intrăm pe o zonă foarte interesantă. Este ceea ce se numește, pentru că e și partea către care și eu am mers și pentru mine nașterile voastre au însemnat niște schimbări radicale, crearea unor modele mentale. Exact ceea ce ai spus tu, am recunoscut și pot să mai adaugi dacă vrei. Da? Deci aceste modele mentale au o importanță extraordinar de mare. Este foarte important să fie, ca mama să fie stăpână pe emoțiile pe care le are. Și mai important este să găsească un sprijin în cineva de acasă. Că este soț, că e soră, frate, mamă. Cineva care o susține și care îi susține dorințele mamei respective. Eu recunosc, așa cum am spus, dacă nu era partenerul meu de viață, poate, nu știu, poate nu reușeam 100% să am aceste două nașteri. Bine, doar nu știu, este un om foarte puternic, așa și, bine, și la propriu și la figurat arată ca un tip puternic, dar în egală măsură el a fost alături de tine pregătindu-se... Nu, deci s-a pregătit cot la cot cu mine. Aduceți aminte la câte cursuri am fost împreună și venea aproape de fiecare dată și la cursurile pe care le-am făcut cu dumneavoastră. Adică, știu. Într-adevăr, ne-am pregătit. Nu pot să spun că am făcut... Adică vreau să se înțeleagă că nu am făcut lucrul acesta de capul nostru sau că s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, am vrut acest lucru și s-a întâmplat. Așa este, foarte bine, ai menționat foarte bine și asta e, cred că, esența sfatului pe care ai putea să-l dai unei gravide legat de modalitatea în care dorește să nască. Acum, ce aș vrea să... mai punctez cu tine. Deci, am spus că la prima naștere ai dorit să naști în apă și știu că o perioadă acasă ai stat în cadă. Așa am stat, da. Dar nu am simțit. Nu am simțit. Simțeam că mă sufoc. Aha. Așa cum inițial am crezut că apa mă ajută și că mă va ajuta, nu m-a ajutat deloc. Dar, repet, este ceea ce am simțit eu în momentul respectiv.
La momentul la care Andreea s-a hotărât să nască în apă, era, când era însărcinată, era posibil la o maternitate privată din București să se nască în apă. Deci nu era nicio poveste că o să nască acasă în cada ei. Se poate întâmpla, am auzit în mai multe situații, finalizarea unei nașteri nu în apă, ci pe uscat. Pur și simplu gravida n-a mai simțit, nu s-a mai simțit confortabil să stea în apă. Ne întoarcem la nașterea Lotus, pentru că tot așa de curând am avut o întrebare și iarăși mi-am adus aminte despre tine. De ce crezi că ea ar fi atât de diferită sau de ce le e frică celor din lumea medicală să se gândească și la această modalitate de naștere? Pentru că până la urmă, da, e o modalitate de naștere. Este foarte simplu, pentru că nimeni nu-și asumă în momentul de față, în spital, acest lucru. Țin minte că am avut o discuție, am spus, a fost la un moment dat în care ne-am dus la o maternitate privată și am discutat, zic, ok, având în vedere că totuși sunt... este o sumă de bani pe care eu o plătesc. Sunt niște servicii pe care voi mi le oferiți. Aș vrea să fac acest lucru, dacă se poate, în maternitate la voi. Și am fost dată pe ușa afară și mi-a spus, sunteți nebun de legat. Motivul pentru... Și am încercat să explic persoanei respective că nu sunt nebună de legat și că totuși beneficiile acestei nașteri sunt extraordinar de mari. Și am încercat în același timp să explicăm persoanei respective că totuși dăm o sumă anumită. Eram dispuși să dăm o sumă destul de mare de bani la momentul respectiv, ca să fim lăsați în pace. Și atunci am stat și ne-am gândit și am zis practic ne-a deranjat enorm de mult modalitatea în care am fost tratați, în condițiile în care aveam niște pretenții de la un anumit cadru medical. Și atunci am zis ok, I can do it. Pentru că așa mi-am dorit. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, de ce nu, repet, pentru că nimeni nu-și asumă. Singura care ar trebui să-și asume ceva în tot ceea ce înseamnă în legătura cu tot ce are legătură cu nașterea este mama. Și atât. Pentru așa o informare care cumva să ne dea de gândit, această naștere Lotus cu păstrarea placentei atașată de cordon, da, și desprinderea, practic, într-un interval, cum a spus Andreea, la 3 zile s-a desprins natural cordonul. Se spune că în acele triburi în care încă se practică, este vorba de câteva aspecte legate de o anumită spiritualitate și au un ca și punct de reper și legătura dintre bebeluș, dintre nou-născut și placentă. De ce se tem însă medicii? Și aici a fost un studiu făcut de Colegiul Regal al obstetricienilor și ginecologilor de infecții cu stafilococ, care pot să ducă la sepsis și chiar pot să ducă la moartea copilului. Dar orice naștere, să știți că poate să se termine exact, sau poate să ajungă într-o situație de genul acesta dacă lucrurile nu sunt bine ținute în control în ceea ce privește curățenia. Și țin minte că am citit acum de curând că Florence Nightingale, o asistentă, o englezoică, a fost cea care a fost interesată de acest aspect și pentru prima dată a introdus curățenia în maternități la un moment în care în Anglia se
năștea, se putea naște, se năștea în spital și foarte multe femei mureau din cauza infecțiilor. Incredibil, mult mai multe mureau în spital decât mureau acasă. Andreea, cineva mai ne lansează o întrebare. Dacă da, cineva îți spune, Conea, Dana, Cristina, că este dor de tine, altcineva pune o întrebare pentru mine, nu o să-i răspund acum, o să-i răspund în privat dacă am experimentat gravide cu HPV care au născut natural. Da, eu am avut HPV. Bun, ia să vedem. Este un răspuns pentru Elena Vidroiu. Elena, ascultă atent ce o să-ți spună Andreea. Am fost diagnosticată cu HPV tulpina 16 acum ceva timp. Țin minte că am făcut la momentul respectiv un tratament pentru ridicarea imunității. Nu am făcut nicio, nu am avut nicio intervenție pe col pentru că nu am fost, nu am fost de acord la momentul respectiv, ci doar țin minte că am luat pastile pentru acest lucru. Dar mi s-a spus că nu este absolut nicio problemă în a naște natural, dacă vreau să nasc natural. Iar ulterior, cum să spun, nici nu am mai luat în considerare că aș putea avea ceva sau că HPV ar putea face ceva rău copilului. Și cumva mi-a ieșit din cap acest lucru și nu am avut nicio problemă. Dar da, am avut HPV. Da, deci este posibil. Dacă cineva ți-a spus că nu se poate, iată că se poate. Acum, exemplul Andrei este un exemplu care poate să dea de gândit multor gravide și lucrul acesta sigur că poate să dea de gândit și celor care lucrează în acest sistem în conexiune cu nașterea femeii. Pentru că toate studiile ne arată că acolo unde sunt și în țările unde se practică oficial nașterea acasă, că nu sunt mai multe riscuri și rata de îmbolnăviri sau de mortalitate nu este mai mare la nașterile acasă, din contră este mai mică. Problema noastră în România este că nu avem mașe și că nu avem nici măcar o lege care să fie valabilă pentru nașterea cu mașa în spital, cu atât mai mult pentru nașterea cu mașa acasă. Și atunci, sigur că unele gravide care își doresc foarte mult, pentru că știu cât de mult își dorea Andreea să nască natural, să fie bine, să nu o deranjeze nimeni. Deci merg pe acest punct și uneori, dorind să stai cât mai mult în travaliu acasă, sunt situații în care nașterea poate te-a surprins acasă. Acum n-aș putea să spun că 100% poate Andreea s-a gândit chiar să nască acasă, dar cred că... Ce părere ai, Andreea? Da, este valabil acest lucru pentru prima naștere. Convenisem cumva cu dorul că dacă este un moment în care eu nu mă simt confortabilă sau dacă apare ceva ce nu putem să gestionăm amândoi sau pur și simplu, nu știu, să zic, frica că nu pot, că nu pot naște, am luasem în calcul de a ne urca în mașină și a merge la universitar. Repet, universitar era cel mai aproape de noi la momentul respectiv, spitalul cel mai aproape de noi. Spre deosebire de a doua naștere, la care nu a fost absolut niciun moment în care să mă gândesc să mă duc la spital. Andreea, cineva te întreabă așa, în cele 3 zile, cât durează până cade placenta, în cazul nașterii Lotus, cum ai procedat cu placenta și cu bebelușul, cu îmbrăcămintea, băița?
Cum ai ținut placenta? Bună întrebare. Este puțin mai greu. La modul că, vă dați seama, placenta fiind într-un vas, într-un bol destul de mare, eu punându-l pe Matei la sân, mi-a fost destul de greu să-l mut de la un sân la celălalt sân. Adică mama trebuie să aibă pe cineva care să o ajute, să mute cumva bolul dintr-o parte în cealaltă. Cât despre îmbrăcat, nu a fost absolut deloc nicio problemă, pentru că există body-urile acelea cu capse, iar în jurul buricului nu închideam capsa. Adică nu mi-a fost absolut deloc. Și trebuia să fii atentă în timpul nopții, probabil. Copilul nu dormea, aveam un pat destul de mare, recunosc, la momentul respectiv, 2 pe 2,20, adică patul era destul de lat, încât să fiu sigură, adică să pun copilul cumva într-o parte a patului cu perna aceea pe care, perna de gravidă, să spun așa, iar eu să stau cumva lângă el. Nu s-a întâmplat să zic să lovesc, să dau peste sau să... Nu mi s-a întâmplat. Nu am dat cu absolut nimic, ci pur și simplu bontul a căzut de la sine. Într-adevăr, repet, este puțin mai greu în momentul când vrei să-l muți de la un sân la celălalt sau... nu știu, sau să-l schimbi, să pui Pampers-ul. În momentul când puneam Pampers-ul, luasem măsura cea mai mică, mi-aduc aminte, iar când lipeam ariciul acela, îl lipeam cumva un pic mai jos ca să pot să întorc partea de sus. Să-i, pur și simplu să o întorc așa ca să nu frece acolo, să nu frece la buric. Acum, da, aș adăuga faptul că și Andreea și Doru sunt doi oameni, nu știu cum sunt în viața de zi cu zi, dar eu i-am cunoscut așa, doi oameni foarte calmi și cu foarte multă răbdare. Este calitatea esențială la o naștere, pentru că de foarte multe ori, ați văzut, Andreea a spus, primul travaliu a pornit tradițional cu contracții care au crescut progresiv, al doilea, bum, a pornit cu contracții puternice din start și asta s-au menținut până când a născut. Deci, pe de o parte, pentru cine ar fi tentat să experimenteze așa ceva, sfatul meu ca mamă este în primul și în primul rând să vă informați foarte, foarte bine și să știți că totdeauna să vă asumați că poate să existe și un risc și, așa cum a spus Andreea, ea totuși a făcut un plan de backup, cel puțin la primul copil, dar dincolo de asta, de fapt, pe lângă răbdare, a avut foarte multă încredere în ea. Corpul nostru este pregătit și este capabil. Dacă ai încredere în el, dacă construiești acolo niște tipare mentale pozitive, că da, pot să fac asta și știu să fac asta, cumva nașterea se petrece într-o conexiune împreună și cu copilul. Poate mulți dintre colegii mei, dacă vor să mai intre sau să vadă acest live, nu or să fie de acord cu mine, nu or să fie de acord cu tine. Eu cred în beneficiile nașterii acasă. Sigur că aș vrea foarte mult să existe și acel plan de backup acolo, în apropiere. Să poți să ai o mașă sau... Și în povestea Michelle O'Dan, ultima oră când a venit în România, într-un grup mai restrâns, ne-a povestit că cu niște ani în urmă, când el încă practica, se ducea la nașteri acasă, se mutase în Anglia, unde de altfel a și înființat un institut de cercetări, povestea că, zice, eu nu făceam altceva decât stăteam undeva prin preajmă. Și femeia trebuia să nască singură, moașa poate din când în când mai băga capul, da? Dar ea trebuia, pentru noi, obiectivul principal era să o lăsăm singură. Travaliul ei meargă așa după cum corpul ei va dirija totul. Asta este un lucru pe care noi nu știm să-l facem în maternitățile noastre și, din păcate, foarte multe, și cred că sunt în asentimentul tău, Andreea,
foarte multe gravide în România se tem de această grabă care este în maternități. Este și un motiv pentru care eu nu vreau să mă duc la nașteri, pentru că consider că mi-aș încălca peste niște principii. Poate într-o zi o să apară casele de nașteri, poate într-o zi o să ajungem într-adevăr să avem răbdare în maternități, dar până atunci cred că mai avem un drum destul de lung. Și pe urmă, nu vă supărați, nașterea în apă, nașterea acasă, nașterea, chiar și nașterea Lotus. Deci trebuie să poată să fie opțiuni ale unei femei și noi să putem să-i dăm niște soluții. Aș fi curioasă, uite, n-am studiat chestia asta, dacă în alte țări se poate practica în relația, să zicem, cu o maternitate, nașterea în Lotus. Nu știu dacă știi asta sau nu, o să mă informez. Aș avea așa o penultimă întrebare, m-am uitat la cea și am văzut că a trecut așa de repede. Ce sfaturi ai da unei gravide care urmează să nască în această perioadă atât de critică datorită restricțiilor impuse de COVID? Cum ai gândit tu chestia asta? Cum a fost perioada de COVID în Anglia? Pentru că ai fost cu copii, ești cu copii acolo. Am fost cu copii, a stat acasă. Da, au fost 2 luni de lockdown complet. Da. După care ușor au dat drumul, au școlile, i-am trimis pe cei doi la școală și la grădiniță, după ce au dat ei drumul. Avantajul în Anglia este că sunt extrem de multe parcuri. Puteam ieși afară. Nu aveam restricții, puteam ieși afară să facem exerciții, am putut ieși afară cu bicicletele, nu a fost, din punctul de vedere, a fost ok. Într-adevăr, locurile de joacă din parcuri au fost închise, dar chiar nu era o problemă că nu putem merge la locul de joacă, am putut să mergem cu rolele, cu bicicletele, deci... Deci ați putut să intrați în parc. Aici nu se putea, ziceai că e un teren minat, nu se putea... intrările în parcuri au fost baricadate. Acum au mai rămas locurile de joacă baricadate. Nu s-a pus problema așa acolo. Și dacă tu ai fi gravid în perioada asta, ce sfaturi ai putea da unei... Da, destul de... Mămica respectivă ar trebui, în primul rând, să aibă încredere în ea și în instinctul ei de mamă. Pentru că și în corpul ei, pentru că instinctul și corpul îți spune ce să faci. Nu cred că există vreo șansă în momentul de față să vii cu vreo pretenție în vreun spital, având în vedere situația în care suntem. Și pur și simplu ar trebui să accepte acest lucru sau să ia și în calcul varianta de a naște acasă. Da, să zic, nu e ceva care e... Într-adevăr, nu este ceva, repet, nu sunt cadru medical, nu vreau să înțeleagă greșit acest lucru, este ceea ce am făcut eu, mi-o asum în totalitate. Așa mi-am dorit, părinții mei nici n-au știut că am de gând să fac acest lucru. Nu sunt în măsură să sfătuiesc pe o mamă să nască acasă în momentul de față. Este povestea mea, este ceea ce eu mi-am dorit și, repet, ceea ce eu mi-am asumat. Adică am făcut-o în deplină cunoștință de cauză. Dar da, este puțin mai dificil în momentul de față. Ar trebui să fie foarte stăpână pe ea și să știe exact ce vrea. Nu, repet, lucrurile acestea s-au întâmplat acum 4 ani. Cu siguranță
s-au schimbat destul de multe și în spitale și în maternități și nu mai știu exact cum este, dar aveți încredere în voi și în instinctul vostru de mamă și aveți puterea de a vă vizualiza nașterea. Ceea ce credeți se întâmplă. Ceea ce vă proiectați în minte se întâmplă. Gândurile pe care fiecare persoană le are creează propria realitate. Acum, da, intrăm aici în legea vizualizării și eu tot timpul am zis, hai să vizualizăm COVID-ul ca pe ceva ce poate să ne înțeleagă și să ne lase în pace. Cam asta a fost de vizualizare. Exact. Ce vreau să vă spun și, de fapt, am mai avut de curând o invitată aici, Andreea, o româncă care a trăit o perioadă în Danemarca și a născut acasă în apă în Danemarca, deși a urmărit-o o moașă, așa a fost contextul, că a născut mai repede decât s-a așteptat moașa până a ajuns moașa, moașa a ajuns după. M-am gândit ca din când în când la live-urile mele să invită românce gravide care au avut curajul să treacă peste barierele sistemului. Atenție, însă, nefiind persoane lipsite de educație, și Irina Dobre își făcea doctoratul în Danemarca, iată și Andreea, care v-a spus ce background educațional are, deci femei dornice să-și trăiască experiența nașterii în adevăratul sens al cuvântului. Eu sunt moașă, sunt de acord cu nașterea acasă, dar nu sunt de acord să fii singură. Asta este singura mea și nu sunt de acord să mă duc la o naștere acasă în acest contact, în context în România. Am fost la naștere acasă în Olanda și pot să vă spun că este nemaipomenit. Dar asta presupune și o bună urmărire în perioada de sarcină, în sensul în care, bun, poți să respecti protocoalele care există și poți să nu le respecti, este decizia ta dacă nu vrei să faci ecografii sau nu vrei să faci morfopetale, nu vrei să știi sexul copilului, nu vrei să știi dacă are un risc de trisomie Down sau mai știu eu ce, este decizia ta aici. Sistemul nu are voie să te oblige, sistemul trebuie să îți ofere oportunități, astfel încât tu să iei deciziile cele mai bune în acest context. Așa că, încă o dată, pentru cei care cumva sunt tentați să creadă că vreau să dau curs unor lucruri care nu sunt tocmai ok, nu vreau să dau curs unor asemenea lucruri, dar vreau ca sistemul nostru să înceapă să fie pregătit și să ne respecte dorințele noastre ca femei, ca viitoare mame. Și să ne dea încredere în el, pentru că dacă am încredere în el, dacă Andreea avea încredere că îi va fi bine în maternitate, că vor lăsa în pace, că va fi liniștită, că nici o clipă n-ar fi ezitat să se ducă la maternitate. Andreea, încă o întrebare, este ultima întrebare pe care ți-o adresez. Cristina Indrecan spune așa, că a recunoscut principii de hypnobirthing puse în aplicare la ambele nașteri și în special partea cu instinctul propriu. Și te întreabă dacă ai folosit hypnobirthing-ul ca pregătire pentru naștere. Nu, pentru că la momentul respectiv, cel puțin la prima naștere, nu, doar apucasem să citesc ceva, dar nu la modalitatea de a aprofunda. Nu că nu am rezonat, nu, pur și simplu nu m-am gândit. A fost, am avut acea încredere în mine că pot să fac lucrul acesta fără să știu că ar fi fost vorba de hypnobirthing. Adică este acel ceva ce mie, mi-a zis corpul să fac la prima naștere. Timpul tău a fost... Exact. Apropo de ceea ce te-am întrebat puțin mai devreme, pentru că iarăși e o întrebare pe care o primesc în mod frecvent, ce sfat am dat unei gravide care urmează să nască în această perioadă? În general, să știți că maternitățile din România așa au făcut protocoale în acest sens, există căi separate, există săli de naștere separate, se face testarea înainte,
În sfârșit, în Anglia e puțin diferit, dar în România, până nu vine rezultatul testului COVID, dacă mama nu l-a avut făcut, atunci copilul nu îi se dă decât după ce apare acest rezultat. Dar în rest, aveți voi grijă să vă protejați până ajungeți la maternitate. Pentru că totuși rămân două condiții de bază. Noi nu știm dacă într-adevăr astea sunt cele mai bune, dar se pare că astea sunt soluțiile de moment, cu distanțarea socială și cu purtarea măștii. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Ți-am spus că într-o zi când cartea mea va apărea, undeva acolo va fi și numele tău, pentru că, încă o dată, nu ți-am povestit niciodată, dar tu pe mine m-ai impresionat foarte, foarte mult și am să vă spun așa, în câteva vorbe, de-am notat aici. Deci, Andreea ne-a spus că este lifestyle coach, este mompreneur, s-a certificat ca nutriționist, este specialist în terapii complementare NMG, n-am știut ce este asta, pot să-mi spui, și terapii Bach, asta știu ce înseamnă. Și ultima mea întrebare, deci să-mi spui ce înseamnă NMG, dar să-mi spui și cum reușești să le interconectezi în viața ta de zi cu zi, pentru că tu ai renunțat total la ceea ce ai fost înainte și ai trecut pe un alt sistem de valori, ceea ce este extraordinar și pentru tine și pentru copiii tăi. Nu mă gând, NMG este prescurtarea de la noua medicină germană. Ah, ok, da. Despre asta este vorba. Am CV-urile și o să le urmăresc și eu, să știi, și o să-ți scriu. Mie mi-a schimbat complet viața, complet, complet, și mie, și lui Doru, și copiilor. Uh-huh. Și mai nou, și familiei mele extinse. Cine știe. Îți promit că zilele astea mă uit pe CV-uri și o să-ți dau un feedback. Deci, cum reușești să le... Cum reușesc? Cu multă răbdare, cu multă înțelegere. Nu este ușor, nu este nici greu, dar cum toate lucrurile se întâmplă cu un anumit motiv, așa și viața mea se duce în fiecare zi. Nimic nu este întâmplător. Fiecare lucru este o provocare care nu face altceva decât să mă facă să mă uit la mine. Dacă lipsește ceva, ce mă deranjează, de ce mă deranjează. Am început să-mi acord mai mult timp pentru mine. O familie fericită, de fapt, în spatele unei familii fericite nu este altceva decât o mamă fericită. Mulțumesc mult, Andreea. Dacă cineva vrea să te contacteze și să-ți mai ceară sfaturi, să-ți mai pună întrebări. Sunt pe Facebook, mai nou am un proiect cu Happy Poop și pentru România și pentru UK, da? În special pe Facebook. Caca vesel înseamnă pentru absolut toate mămicile care au probleme cu digestia și practic cu copiii care au probleme digestive. Bine că mi-ai spus, că să știi că am de multe ori mămici care își fac tot felul de probleme, că n-a avut copilul scaun, că nu știu ce s-a întâmplat. Am înțeles, Happy Poop, da? Bine. Deci te găsim pe contul tău de Facebook. Da. Și pe Instagram. Pe Instagram. Nu pot să spun că sunt foarte vizibile, dar sunt. Bine, Andreea. Mulțumesc încă o dată mult. Mulțumesc și eu și toate cele bune. Seară bună. Următoarele două marți, adică pe 28 iulie și pe 4 august, suntem în vacanță. Deci pentru două săptămâni suntem în vacanță. Următorul live va fi începând cu data de 11 august. Am niște invitați deosebit. O să intru în zona unui medic ginecolog femeie, destul de cunoscută și care vine aici alături de noi. Și o să intru și în sfera unei mame de 6 copii, politician, care vine și ea cu experiența ei. Deci vreau să vă aduc cât mai multe femei din cele mai diverse sfere, astfel încât să putem să încercăm să schimbăm ceva. Pentru că dacă nu pornim din aceste exemple care să ne influențeze pe noi, da,
pur și simplu stăm și ce facem? Acceptăm ca lucrurile să rămână așa cum au fost și pe vremea mamelor voastre. Pe noi ne găsiți pe site-ul www.activecenter.ro, unde ne puteți, de unde puteți găsi numărul pentru programări la cursurile mele online Perineum Gym, Infochienei Perineum, naștere asumată, alăptare, prim ajutor. Și de asemenea pe paginile de Facebook Mașa Vania și Active Center, unde și noi am început de curând, cam de 2 săptămâni, cred, un proiect cu răspunsuri video la întrebările gravidelor și mămicilor. Pe pagina de Facebook Mașa Vania dăm răspunsuri video pentru gravide și mămici, iar pe pagina Active Center răspunsuri video legate de problemele bebelușilor. Așa că săptămânal urmăriți-ne sau dacă aveți întrebări, nu ezitați să ni le trimiteți, o să vă răspundem la ele în modul cel mai profesionist, dar și cel mai uman. Adică eu nu mi-am dorit niciodată să fiu pusă în zona unui profesionist rece. Nu. Să fiu pusă în zona acelui profesionist care a trăit o experiență și care dorește să împărtășească gravidelor și mamelor din această experiență în conexiune cu profesia, astfel încât lucrurile să fie cât mai bune. Vă mulțumesc! O seară plăcută! Mulțumesc și eu! Seară bună! Aveți grijă! Zilele astea așa n-au fost foarte plăcute, tot primim vești că apar cazuri noi de COVID, cele care sunteți gravide, mămicile cu bebeluși, încercați să păstrați distanțarea socială, încercați să purtați mască și să evitați locurile aglomerate. Am intrat acum și pe un proiect de telemedicină cu Telios. Iarăși este un proiect foarte frumos pentru că ne dă posibilitatea să sunăm și să primim un sfat medical atunci când nu ne putem deplasa, când medicii noștri nu sunt abordabili, când în sfârșit nu găsim în altă parte un răspuns. Toate cele bune și seara bună, dragilor!